A luat-o a mea pe arătură, da, bă, rău de tot. Genii de tot. Cu cine rezonează? Cu părinții. Terminăm cu prostiile, cu meditația. Adu-ți aminte cu mama, te-ai înțeles sau nu te-ai înțeles? Să ierți, să nu ierți. Adu-ți aminte cu tata ce n-ai împărțit, nu te-ai înțeles, n-ai înțeles. Da? Te programezi în ceva ce nu ești și n-ai fost niciodată. Tu ce crezi, că degeaba accepți sau nu accepți pe cineva în viață? Subconștientul tău nu e, trebuie să se vindece, nu e neapărat o rană. E un programel pe care nu-l mai acceptă programele de azi înainte de ieri. Nu le mai acceptă organismul tău. Nu mai are de ce să se vindece, să se clearuie, să se... Da? Nu le mai acceptă. Ele apar, dispar, energetic, încearcă, bat la ușa cortului, tu nu e nimeni acasă, știi? Nu mai primești niciun programel în câmpul tău energetic de a clearui, de a vindeca. Nu mai ai treabă. Din copilărie, dacă nu te-ai înțeles de mică, simțeai ceva, da? Nu că nu te-ai înțeles. În 3D, da, totul peste cap energetic, da. Se duce lupta. Energetic se duce lupta pentru fiecare suflet pe pământ. Un fel de, da, programelul. Un fel de, e trezit fiecare sufletel, e trezit să înțeleagă de unde vine, unde se duce. Nu contează, nu neapărat concret. Dacă simte că nu, nu îmi bagi programelul pe gât. Că am părinți, că, da? Tu ai amintirea ta din mintea colectivă, culme. A părinților, a copiii, cum era traia în 3D, cum se întâmplau lucrurile, cum se împăcau, cum se certau în familie, cum ai crescut programelul de mică, cum ai fost la bunici, cum te gădem, natura, acum mai remembering, da? Azi știi cine ești, de unde vii și înapoi în viitor s-au întâmplat, ai acceptat programele, de-aia ai făcut spațiu. Programelul mama, tata, faci spațiu, da? Pentru că ai de trăit în 3D. Ai de trecut prin niște experiențe. Programelul copilăria, programelul, da? Toate. Și tu le luai drept ca să le vindeci. Nu trebuie să le vindeci. Sunt experiențele pe care trebuie să le treci. Tu dacă le vindeci azi, da? Acolo e urcat, n-ai ce să faci. Acolo înțelegi altfel lucrurile. Ce ai făcut până acum, ok. Și acum înapoi în viitor, nu vindeci nimic. Nu healui niciun programel, nu healui nicio relație. Nimic. Astea sunt experiențele prin care trebuie să treci în 3D. Altfel nu ajungi în 5D să urci și să înțelegi ceva și să te întorci și să-ți trăiești viața. Cum ți-ai trăit-o tu, minunată. Cu toate problemele, cu neînțelegeri, cu aia m-am certat, cu aia m-am înțeles, cu aia m-am păcat, cu, da? Experiențele tale, punct, spațiu. Acolo e. Și nu mai faci meditații să-ți accepți, nu știu ce, părinți, să-ți aduci aminte în trei momente care te-au întristat sau trei momente. E un fel de ți se bagă pe gât un programel. Dar faci spațiul la așa ceva, pentru că ai avut de trăit în așa ceva. Înțelegi? Cât de zeu-zeiță n-ai fi. Ți s-a propus experiența pe pământ. În 3D, holografic, în mintea colectivă, zic cum vrei. Dar viața ta, traiul tău, e acum. Și e un fel de remembering a programelor. Nu e invers. Da, intervenție divină la tot ce spui, se lămuresc lucrurile. Știu că pare ciudat, azi a fost o zi atât de superbă, minunată, ciudată. Amintirile toate care le-am înregistrat eu azi, remembering, registrările toate care le-am făcut ca și meditații, ca și cu ani în urmă săritura cuantică, și eu le știam deja, eu înțelegeam, eu vedeam un pic încețoșat, da, la minte, vedeam, dar înțelegeam, știam, aia e acolo, aia e aici, eu de aici am venit, eu aici am venit să fac aia, ăsta e așa, pe cine l-am întâlnit, l-am recunoscut din start, cine e copilul, am înțeles cum e, de unde e, ce e, am înțeles cum se întâmplă și cumva m-am lăsat uitată în programele. Adică cumva am acceptat, am făcut spațiu și m-am dus, da? De 8 ani, 9 ani, la revedere. Da. Echilibru.
se echilibrează, se reglează totul, super. Magul e răsturnat, magul care te-a deranjat. Da, toate sunt programările, toate. Magul care te-a deranjat, magul care nu te-a deranjat, tu care ești mag, da, programările. Și te simți foarte bine, înțelegând una alta, te deosebești de lumea din jur, n-ai cum să fii la fel, tu nu ești un fel de, dintr-o mie de catarge, da? E un programel care poate că ți se potrivește ca și o amintire din, da? Din nu știu ce scenariu. Fiecare om e bijuterie pe pământ, e cântura divină, nu e unul altul mai decât, da? Da. Primești cupa Graalul, plin. E super. Îți aduce aminte și cumva ți-e stângaci așa să povestești, să zici, da, ia uite-și pe asta ce dă din ce-i fată mintea. Nu zic cumva, nu știu dacă spun așa ceva, nu știu dacă povestesc, dacă e așa, așa e, așa te-ai trezit, așa ai participat în 3D, așa ai trăit, așa s-a întâmplat. Tu ții minte cum ai născut copilul, tu ții minte cum a apărut în tine, de unde, cum s-a întâmplat. Da? Te-a ținut în brațe cineva într-o seară și ai zis, ca un copil te purtai da, cu cine rezonează. Ai zis, da, cred că-s gravidă, din senin, da? Nici nu știi ce s-a întâmplat, ce ai făcut, ce ați făcut voi doi, da? Și la un moment dat ai văzut niște murături, ați fost undeva la cineva, un borcan, nu știu, de 20 de litri, cred că. Și te-ai aruncat la borcanul ăsta, da? Și nimănui nu i s-a părut ciudat, dar tu ai știut. De ce te-ai aruncat la borcan, ca jumătate de borcan de 20 de litri într-o clipă de murături și știai unde ești, știai despre ce e vorba, știai ce e cu tine. Adu-ți aminte în 3D cum mergeai tu în ale tale, cum ai trăit, cum ai răsturnat intervenție divină, cum ai trăit, cum ți-ai crescut copilul, cum ai lucrat, cum ai, da? Alergai cu limba scoasă, să faci, să dregi, să lămurești, să programelul în 3D era. Acum tu știi, acum ești deșteaptă, că nu trebuie să te legi de nimeni, că femeia nu trebuie să se lege de bărbat, trebuie să-și facă drumul ei, să se lege de sursa ei, să-și dezlege, să-și deschidă. Da? Dar în 3D era programelul fix, precis. Femeia își găsește bărbatul, se leagă de el și el trebuie să se descurce. O ia în cârcă și face el tot săracul. Deci... Da, urcat pe cal și ține iubirea vieții tale. Nu știu, acum e foarte greu, fetele băieții, da, ține. Are turnuri, turne, are probleme de lămurit. Da, vine călare în viteză. Tu nu mai ai treabă, tu nu, vine în viteză să te salveze, da, să te salveze. El sau ea te-a băgat în nevoi, în probleme, da, în nebunie totală. Te-a lăsat acolo și vine să te salveze, tot ea, fetele, băieți, cine rezonează. Tu ai ieșit, tu nu mai ești acolo. Vine să-ți aducă flori, dar tu nu mai ești acolo, tu nu mai ai treabă. Da, îți vine să bate la ușă și da, să te salveze și tu zici, who are you? Nu ai treabă, da, party, cine-i ca tine? Adică, acolo. E superb, viața e minunată și mai ales când e atât de... întortocheată, zăpăcită și e superbă să trăiești viața într-un hal fără de hal, într-un stil, să sari în vibrații, în energie aia și să-ți pui mâinile în cap de fapt cine ești. Ești un zeu, o zeiță, un fel de care a coborât pe pământ dinăuntru tău, te-ai proiectat pe pământ. Superb. Ce vorbe? Cine e răsturnat? Regele de Bute, da. Da, și
vrea să-și afle dacă are vreun drum liber sau nu, toate drumurile sunt închise, caută ieșire din situație. Acum pe pielea sa simte trădarea. Acum. Divin ți-a adus iubitul, iubita, divin ți-e pregătit prin timeline-uri, prin turi divine, zic cum vrei, în diferite scenarii, îi trecut ca prin șir și de noi, de dat de toți pereții și a adus la tine pe tavă. Iubitul tău, iubita ta, fetele, băieții, cu cine rezonează. Nu contează că vă cunoașteți sau nu, sau v-ați cunoscut, ați făcut copiii aici și i-ați născut în 3D, nu contează. E al tău, a ta, care n-a vrut, nu știu ce nu i-a plăcut, sau nu știu în ce scenariu a sărit de nebun, de nebună. E luat de urechi, târât prin nu știu câte scenarii, a? Reîncarnări, de câteva ori se reîncarnează până ajunge la tine, curat ca lacrima, a? Păt frumos din lacrimă, acolo. Când ai zis asta, s-a răsturnat, regina de cupe a răsturnat. Da. Și regina de bâtă e luată în coarne de diavol, da? Care a uniertit, a făcut adresă energetic, te-a zăpăcit, ți-a dat peste cap drumurile, ți-a dat traiectoria, da? A luat din energia ta, te-a folosit ca pe post de... din aia de prăsâlă, știi, care naște, stă numai și naște copii, nu face altceva. Nu știai, nu, idei nu aveai că ești pământul însă și că ești zeița. L-ai folosită, cine știe cum, cu cine rezonează, nu contează că numai un copil ai, să zicem, da? Energetic, câmpul tău energetic, am mai zis încă, săritură cuantică și din câmpul tău energetic, copiii care îi vezi din tine. Sunt proiecțiile tale, spațiu, căs cu alți părinți făcuți și așa mai departe. Acum în vibrațiile astea de sus, înapoi în viitor. Dar cumva, a tău, copilul, unul sau doi, îi știi. Îi recunoști dintr-o mie. Lumea răsturnată, lumea zăpăcită, nu mai știi să-i dea de capăt. Da. Marele preot răsturnat. Da, e superb, e o zi superbă, nebună. Zbanghie în viteză, intervenție divină, da, ajutată, ești ajutat, îndrăgostiți și simți, da? Nu-ți mai stă nimic în cale și nimeni, nu-ți mai stă nimeni în cale. Poate să fie, să spună că nu știu ce, că iubita ta se gândește la nu știu unde și nu, că iubitul tău, fetele, băieții, cu cine rezonează. Că iubitul tău nu contează, nu există. Tu mai vezi una alta ca și proiecții. Dar ție ți se aduce al tău, a ta. Nu contează, poate să vină cu cârdul după el, după el. N-ai nicio treabă. E nebunit după tine, e nebunită după tine. Regina de spade, e nebunită după tine. Băieți, da? A judecata de divină. Situația. E la judecata de vină acum situația. Ia cu e soarele. Ia cu e. Uite ce frumos. Acolo ești, despre asta.